Bună ziua, dragii noștri, sunt gazda dumneavoastră, Sorin Lucaci, și iată-ne din nou împreună ca în fiecare după amiază de vineri la Canal 33, la emisiunea Oameni și Cărți. După cum știți, ne puteți urmări în toate rețelele de cablu. Astăzi un subiect interesant și cumva un subiect cerut de telespectatori. Este vorba despre o carte reeditată în colecția Biblioteca Orientalis, la editura Herald, Corpus Hermeticum, texte fundamentale și învățăturile tainice de inițiere în hermetism, de Hermes Trismegistos. Am intitulat ediția din această după-amiază a emisiunii Oameni și Cărți, Hermes Trismegistos și învățăturile tainice din hermetism. Vă prezint și la cameră, iar alături de noi în această după-amiază este domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală. O să vedem pe parcursul emisiunii, pe parcursul discuției noastre și legătura dintre Arta Regală și hermetism. Pentru început aș vrea să vă spun foarte pe scurt, dragi telespectatori, nu uitați de campania începută de ieri, care va ține până pe 10 mai, timp de 10 zile, autobiografii care te dezvoltă, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, toate cărțile din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat fața lumii, care au schimbat istoria omenirii, le găsiți cu o reducere de 40%. Îi mulțumesc din suflet domnului Vasile Zecheru că mi-a onorat cu prezența în această după-amiază de 1 mai, o după-amiază de primăvară. Iată, sărbătorim și Ziua Internațională a Muncii, chiar dacă toți sau în marea noastră majoritate muncim de acasă în condițiile vremurilor pe care le trăim. Pentru început aș vrea să vă întreb, domnule Vasile Zecheru, cine a fost acest personaj, acest Hermes Trismegistos, și de ce este important să abordăm această tematică, iată, acum la început de mileniu 3? Vă zic și eu bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Și aș vrea să subliniez de la început că sunt plăcut surprins că cineva se interesează, un telespectator, ați spus, un cititor, se interesează de asemenea cărți. Ele sunt lucrări fundamentale. Amintesc cu această ocazie că mai există o carte semnată, între ghilimele, de Hermes, scoasă de editura Herald, se numește Tractatus Aureus. Astfel că avem două cărți interesante în acest domeniu. Revenind la întrebare, Hermes este un personaj legendar, mai degrabă decât un personaj istoric. Nu putem spune prea multe despre el ca personaj care a trăit într-o anumită perioadă, a îndeplinit anumite obligații. Ceea ce știm, știm foarte multe, dar ceea ce știm este oarecum îmbrăcat într-un aer de legendă. Nu știm precis dacă a fost personaj istoric, dacă a fost legendă sau dacă a fost zeul. Toate acestea au loc, toate aceste date și informații se amestecă, cum numai în poveste se poate amesteca, însă cert este că au rămas niște semne, niște urme ale trecerii lui prin istorie. Se spune despre Hermes la un moment dat că ar fi fost contemporan cu Moise, sau că ar fi fost consilierul Osiris. Osiris este unul dintre cei mai importanți zei, personaje legendare din istoria sacră a Egiptului. Da. Iar nu știm foarte multe. În paranteză, fie spus așa, s-au tradus, s-au adus în texte moderne ritualurile inițiatice, care l-aveau ca personaj principal pe Osiris. Ele seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă la gradul 3 în masoneria actuală. Sunt lucruri identice pe aici și pe acolo. La un moment dat, legenda vorbește despre mai mulți Hermes, mai precis de 3. Și anume, unul care a trăit înainte de potop, unul care a trăit în perioada potopului și unul care a trăit după potop. Cel care a trăit înainte de potop
Știa că va veni potopul, știa că va veni în sfârșit al lumii. Nu știa dacă este prin foc sau prin apă. Și atunci a pus ca întreaga cunoaștere a omenirii până la acel moment să fie dăltuită în două coloane. Una care să fie rezistentă la foc și una să fie rezistentă la apă. Cele două coloane au fost găsite după potop, una de către Hermes, cel de-al doilea că s-a reîncarnat, în sfârșit o întreagă poveste, cealaltă de către Pitagora. Vedeți, noi vorbim de Hermes, dar în mod corect ar trebui să vorbim de Hermes abia din perioada elenistică, adică după ce Alexandru Macedon a cucerit Egiptul. Până la acest moment, nici nu s-a știut nimic despre acest personaj. El era un zeu egiptean, oarecum anonim, necunoscut, tot se numea, care era foarte legat de Osiris și de inițiere și de toate aceste aspecte, să le spunem, oculte. Însă și numele lui a dat în prelungire denumiri care sugerează ocultul, hermetic, ascuns, hermeneutică. Toate aceste cuvinte par să sugereze ceva ocultat, ceva care nu este la îndemâna tuturor oamenilor. Cam acestea se pot spune despre tot. Despre Hermes vorbim cu o dată istorică mai certă, adică după ce Alexandru Macedon a venit în Egipt, a venit ca un cuceritor, dar el a fost primit ca un eliberator de către egipteni, pentru că înaintea venirii sale fusese o stăpânire persană apăsătoare, insuportabilă. A înființat orașul Alexandria și de aici încolo vom vorbi despre Hermes. Și Alexandria a devenit cumva centrul înțelepciunii, centrul spiritualității omenirii la vremea respectivă și cumva tot ce a venit dinspre cultura elenistică, și aici mă refer cu precădere la influența pe care neoplatonismul a avut-o în zona aceasta a Egiptului. Da. Hermetismul, de fapt, este un superb sincretism. S-a întâmplat acolo în acei ani, deci după anul 332, când a fost cucerit înaintea erei noastre, și până în anul 50 după Hristos, este așa numită epocă elenistică sau elenism. Aici s-a născut hermetismul. Hermetismul se naște ca o fuziune între înțelepciunea grecească și spiritualitatea egipteană. Așa ia naștere aici. Practic este cumva spiritualitatea egipteană îmbrăcată în haine grecești. Dar să știți că nu numai grecii și egipteni au participat la acest teribil sincretism din epocă. Au fost și alți reprezentanți ai popoarelor orientale, fenicieni, evrei, mai ales evrei. Evrei au avut un reprezentant în această perioadă, Filon din Alexandria, un erudit, un om cult care era îndrăgostit de ideile lui Platon și de filozofia lui Platon și care a încercat să adapteze, să reformuleze anumite chestiuni din iudaism, să le reformuleze în cuvintele epocii. S-au născut niște concepte extraordinare care marchează nu doar hermetismul, pitagorismul, ci și creștinismul, gnosticismul, toate acele curente sapiențiale, spirituale din vremea respectivă sunt s-au impregnat de categoriile, conceptele teologice pe care Filon le-a pus. Sigur, nu este cazul să dezvoltăm acum aici, pentru că tema noastră este în legătură cu hermetismul și ne vom opri la această... Revenind la perioada aceasta istorică a înfloririi Alexandriei, Alexandria a fost atunci inima lumii. Așa cum la un moment dat inima lumii a fost Amsterdam, inima lumii a fost Londra sau Veneția,
Atunci, în acea vreme, inima lumii bătea la Alexandria. Gândiți-vă că dinastia Ptolomeilor, regii pe care s-au instalat după cucerirea Egiptului de către Alexandru cel Mare și care erau de origine elenă, au adus din Atena și din cetățile, nu numai din Atena, și din celelalte cetăți grecești, au adus învățați, au adus în principal profesor, Euclid, preda acolo, în Alexandria, era muzeionul, care era un fel de academie a timpului. În plus, era celebra bibliotecă din Alexandria, care a strâns la vremea respectivă tot ce se putea strânge în ceea ce privește cunoașterea umană. Cam acestea este linii foarte generale. Sigur că nu vom epuiza subiectul în această emisiune, dar cam acesta este perioada elenistică. Stabilim cumva ce aceste hermetismul în linii, cum ați spus și noastră, în linii generale. Ce s-ar putea spune despre acest corpus de texte fundamentale, corpus hermeticum, ca fundament al alchimiei europene de mai târziu și aș spune eu și ca fundament, și vom discuta despre treaba aceasta, și ca fundament al masoneriei și al artei regale? Da. Corpus hermeticum, sărim acum, facem un pas uriaș de 1200 de ani și ajungem în perioada Renașterii, la Florența. Se prăbușiseră Imperiul Bizantin și în acel an de după căderea Constantinopolului, un călugăr, se pare macedonean, iar și Alexandru Macedon era de aceeași nație, ajunge la Florența cu un manuscris ascuns pe care vrea să-l vândă. L-a cumpărat la vremea respectivă un potentat al epocii, Cosimo de Medici, care și-a dat seama imediat de importanța manuscrisului. Era tocmai acest corpus hermeticum pe care l-a și dat la tradus Marsilio Ficino, l-a tradus, astfel încât apare o primă ediție în 1471, dacă nu mai știu, ediția Princeps. Toate celelalte ediții care apar, adică în număr de vreo 30 și ceva de ediții, s-au epuizat rapid, ca un semn al setei de cunoaștere. Lumea vrea să se schimbe, vrea să renască întâmplător renașterea. Sub acest semn se desfășoară timpurile în vremea respectivă. În sfârșit este tradus. Cartea, în schimb, pe care dumneavoastră o dăruiți cu generozitate cititorilor, cuprinde două cărți hermetice. Unul este Corpus Hermeticum și celălalt este un, așa zis, Lucrările Hermetice. A fost o carte din 1895 apărută la Londra, pe care ați preluat-o și ați tradus-o aici. Are două prefețe absolut excepționale, cartea respectivă. Corpus Hermeticum este un soi de dialog pe care Hermes îl are cu Oimandres. Oimandres era nimeni altul decât mintea zeului. Deci, Hermes vorbește cu Dumnezeu. Celălalt este un dialog, cealaltă carte este un dialog al lui Hermes cu Asclepios, zeul medicinei la greci, încă de pe vremea lui Homer. În sfârșit, cărțile proclamă niște principii. Acesta dă putere cărții. Aceste principii pe care le-a proclamat atunci, acum 2000 ceva de ani, și care practic au fost dezvoltate și explicitate mai târziu de știință timp de 2000 de ani. Despre această doctrină, dacă îmi permite să spun câteva cuvinte, doctrina hermetică vorbește despre cele patru elemente, vorbește explicit despre cele patru elemente, foc, apă, aer și pământ. Vorbește despre legile Universului, legea unității Universului. Universul este unul. Unul este Dumnezeu, spuneau și Platon și Pitagora. Vorbește despre legea, așa zisă, legea mentalismului, adică totul este spirit.
și încet, încet se transpune în realitate. Legea corespondenței, în sensul că precum sus, așa precum jos, așa și sus, sau precum în cer, așa și pe pământ, cum spunea Iisus. Vorbește despre interconectarea oamenilor, a lumii, natura, lucruri extraordinare. Gândiți-vă că acestea se întâmplau acum 2300 de ani și să se spuneau explicit și poate și mai demult. Despre legea vibrației, totul este o frecvență. Lucruri care s-au descoperit acum și s-au spus în forma unor ecuații la, și așa mai departe. Aceste toate, cum să le spun, legi universale, îl înțelepțeau pe om și îl făceau să caute sensul vieții. Ce are el de făcut în continuare dacă totul este guvernat de aceste legi? Păi simplu, trebuie să-și caute sensul vieții și să se încadreze în acest întreg. Acesta era mesajul extraordinar. Hermetismul este așadar, putem spune, o doctrină greco-egipteană. Dacă ar fi să ne referim la influențele elenistice în cultura egipteană din acele vremuri, și vizând cumva o cosmologie originală despre univers, lume și ființa umană, ca atare, care sunt credințele specifice acestei doctrine și cum s-au transmis ele omului modern, vorbind despre hermetism. Și aici aș vrea să facem cumva legătura și cu ceea ce a stat la baza, ce spuneam puțin mai devreme, la baza francmasoneriei și artei regale, principiile hermetismului. Da, înțeleg întrebarea dumneavoastră și în felul acesta voi justifica cumva de unde interesul masoneriei, doctrinei masonice, a întregii masonerii, corpului masonic, pentru această înțelepciune hermetică, pentru iudaism ca doctrină inițiatică, pentru gnoză. Eu văd aceste tradiții pe care le-am enumerat așa, trecând foarte repede peste specificul lor, ca fiind rădăcinile francmasoneriei moderne. Sunt ca niște liane care s-au împletit, au avut un prim etaj de împletire atunci, în perioada elenistică. Au venit pitagoreicii, care erau ezoterici, neoplatonicienii care continuau pe pitagoreici, s-au întâlnit cu, cu doctrina lui Hermes, doctrina lui Tot, din credințele egiptene și apoi cu subtilitățile spirituale ale iudaismului. Aici a fost o primă împletire a acestor doctrine într-una singură. Urmează mai târziu, după renaștere, o a doua împletire, când masoneria, ca, în forma în care era acolo, sub formă de companionaj, sub formă de Steinmetze în Germania sau ghildele lucrătorilor operativi din Anglia, se întâlnea cu cabala, cu doctrina cabalei. Era tot un iudaism, dar era un iudaism ezoteric. Se întâlneau cu alchimia, care era tot un hermetism, dar era un hermetism aplicat oarecum direcționat pentru obținerea unor rezultate. Asta făceau alchimiștii. Se retrăgeau în laboratorul lor și acolo lucrau să transforme plumbul în aer, în aur. Așa știa toată lumea. Din această joacă, care a durat timp de 400-500 de ani, s-au născut vopseluri, s-au născut parfumuri, s-au născut medicamente și multe alte lucruri utile. Dar, în fond, alchimistul se retrăgea acolo în laborator ca să se transforme el însuși. El parcurgea drumul de la ego-ul limitat către sinele transcendental. Aceasta a fost, în fond, marea prefacere, marea metamorfozare pe care o urmăreau alchimiștii. Și explică acest lucru foarte bine Jung,
în secolul 20, Carl Gustav Jung, care explică în ce constă alchimia și face toate legăturile posibile, astfel încât înțelegem în mod superior, datorită lui Jung, toată această poveste care pare burlescă, pare oarecum nefirească a alchimiștilor. Și Jung, făcând acum o mică referire la el, el merge în profunzimile inconștientului și face apel cumva și la partea aceasta de arhetipuri, de mituri, de rituri de inițiere, de simbolistică. Da. Într-adevăr, Jung are acest merit. Jung avea o predispoziție specială din educația lui către astfel de subiecte și toate aceste teme înfloresc sub pana lui. Atunci când înțelegem, vedem cu alți ochi tot ce se întâmplă după ce citim cartea lui Jung, cărțile lui Jung. El vorbește despre arhetipuri. În inconștientul nostru sunt niște arhetipuri, ca niște forme, care în anumite situații se ies la suprafață, se actualizează, devin exact producătoare de efecte. Are, de asemenea, meritul de a fi făcut un pas înainte față de magisterul său, Sigmund Freud, pe care până la un punct l-a urmat și după aceea și-a dat seama că Sigmund Freud are anumite limite și se fixează pe anumite interpretări cu care el nu era de acord și a relansat problema pe o altă spiră. Cam așa s-a întâmplat. Aș vrea să discutăm puțin, să vedem exact ce putem spune despre organizațiile inițiatice moderne, a căror menire de a fi constă în transmiterea învățăturii hermetice, vizând prin aceasta o trecere a aspirantului de la un, la un nivel superior al conștiinței. Și mai ales făcând cumva legătura și gândindu-mă acum și la pitagoreanism sau la neoplatonism, relația dintre maestru și discipol. Da, noi vorbim despre mai multe tradiții care s-au perpetuat. Multe dintre ele, majoritatea din aceste tradiții pe care le-ați amintit, ele nu mai există. Sunt așa, pentru erudiții, cei care citesc, cei care aprofundează, înțeleg și nu înțeleg, pentru că toate aceste lucruri nu pot fi înțelese prin simpla acumulare de cunoștințe. Toate aceste tradiții, doctrine inițiatice sunt făcute anume pentru a marca puternic la inițiere pe aspirant, pentru a-l face să intre prin simpla parcurgere a inițierii, să intre în stări de conștiință non-ordinară. Pur și simplu, în acel moment, el vede lucrurile altfel. Așa se întâmplau în vechime aceste inițieri. Între timp, lucrurile s-au mai diminuat, tradițiile au degenerat, lucrurile au devenit din ce în ce mai speculative, adică am mers pe partea de explicare, pe partea de cunoaștere intelectuală, o transmisie pur și simplu de cunoștințe, ceea ce nu e același lucru. Pitagora sau Hermes sau, să spunem așa, inițiații din vremea lui Iisus, gnosticii, ei toți știau că nu poți primi lumina decât cu întregul tău organism, cu întreaga ta ființă, nu numai prin cunoașterea intelectuală, prin acumulare de cunoștințe, ci pur și simplu trebuia să trăiești într-un anumit, să trăiești o anumită stare. Și atunci te încărcai instantaneu, fără să-ți mai explice nimeni nimic, te încărcai cu cunoaștere. Sigur că la ora actuală nu mai există asemenea practici,
Europa în general, Europa Occidentală în special, a pierdut contactul cu această tehnologie, să-i spunem așa, astfel încât un aspirant care își propune el să se inițieze în hermetism, există, fac o paranteză, există și o carte, Inițierea în hermetism, foarte bună, dar este o carte ca oricare alta, citește o carte, nu înseamnă nimic, stai liniștit și citește o carte, pe când inițierea era o succesiune de acte care te transpuneau dintr-o stare în alta. Așadar, un aspirant nu are ce să facă la ora actuală, pentru că nu există astfel de organizații care să posede o cunoaștere în acest sens. René Guénon, pe care îl tot cităm în cărțile noastre, spune că în Occident, cu toate că sunt foarte decăzute, nu există decât două organizații care pot aspira la titlul de autentic ezoteric, și anume francmasoneria și companionajul. Deci, și ele sunt decăzute, dar totuși ele mai transmit cumva această formă de cunoaștere ancestrală. Hermetismul, ca doctrină, a trecut, cum am spus, în alchimie cumva. Alchimia, la rândul ei, a trecut în francmasonerie. Doctrina alchimică a trecut în doctrina francmasonerii. De altfel, pe 1700, când a apărut francmasoneria modernă, aceasta speculativă, alchimia a dispărut. Este o legătură pe dedesubt foarte strânsă între alchimie și francmasonerie, numai că nu este studiată îndeajuns. Deci s-au transmis lucrurile, însă ca și cum conținutul a fost transvazat dintr-un vas în alt vas. Transvazat dintr-un vas în alt vas este un pleonasm, dar să luăm în glumă. Cam așa se întâmplă la ora actuală. Vedeți, inițierea are și un profund efect terapeutic. Nu numai că transmite o cunoaștere, ci pur și simplu te vindecă pe tine ca aspirant, te vindecă de anumite prejudecăți, de anumite idei preconcepute privind statutul tău de om, ești un om mai întreg, precând printr-o inițiere. Cam aceasta este ceea ce se poate spune despre acest domeniu. Noi am mai vorbit și cu alte ocazii în care îmi spuneați că nu oricine poate fi, chiar dacă își dorește acest lucru, nu oricine poate fi iat. Și nu oricine, nu numai partea de inițiere, dar un maestru este, de fapt, are rolul important în găsirea discipolului și faptul că nu discipolul își caută și își găsește maestru, ci procesul este exact invers. Și în legătura aceasta intrinsecă între discipol și maestru, vorbim de fapt despre faptul că maestrul, căutându-și discipolul, își dă seama că de fapt nu oricui îi se poate spune un adevăr, indiferent că vorbim despre tradiția inițiatică a hermetismului, că vorbim despre alchimie, că vorbim despre francmasonerie. Nu oricui îi se poate revela, să spunem, adevărul. Și de multe ori spuneați că adevărul este indicibil. Da. Foarte multe întrebări. Într-adevăr, să reținem niște reguli. Nimeni nu se poate auto-iniția. E ca la naștere. De aceea s-a spus că inițierea este o a doua naștere. M-am născut a doua oară. Sunt felurite expresii prin care se reage. Așadar, nimeni nu reușește de unul singur să parcurgă acest lucru. Trebuie să fie inițiat. De aceea, aspirantul nu știe ce să caute. Aspirantul lovește braunian clapele pianului. Maestrul știe foarte exact dacă el are potențial sau nu. Întâi de toate că nu toți oamenii au potențial pentru inițiere. Cum
foarte bine ați subliniat de la început. Pur și simplu ne naștem într-un anumit fel, avem anumite determinări, parcurgem anumite procese educaționale, în familie, în școală. Nu oricine poate ingera, cu ghilimele de rigoare, acest adevăr, care este cumva paradoxal și contradictoriu. De aceea, inițiativa personală aici este pur și simplu ne lăudăm că m-am inițiat sau că nu avem cum să rezolvăm aceste probleme. Cât privește relația aceea dintre maestru și ucenic, iar sunt foarte multe lucruri de discutat. Există o literatură fabuloasă. Citiți, spre exemplu, în tradiția ortodoxă, Patericul egiptean, să vedeți ce pilde extraordinare sunt acolo, ce povești extraordinare despre rolul cum un ucenic știe sau nu știe să fie ascultător. Asta este rolul ucenicului, să fie ascultător. Adică chiar și lucrurile pe care el nu le înțelege, să le facă, să le ducă la bun sfârșit așa cum i le-a prescris maestrul său. Și în acest sens, în Pateric, se spune la un moment dat, nu mai țin minte, unul dintre părinții i-a dat ucenicului bastonului, care era un băț uscat, și a spus, înfige-l în mobilă acolo și mudă-l în fiecare seară. Ucenicul, ca să dea frunze. De ce, maestru? Ca să dea frunze din el, să-mi floresc. Dai seama ce absurd aici. Totuși el a executat lucrul ăsta. Și peste un an, peste o lună, nu știu când, din bățul ăla au ieșit crenguțe și au ieșit. Și părintele a spus, iată, ăsta e darul ascultării. Adică ceva care, despre care nu-ți vine să crezi că e așa, învățătorul tău, îndrumătorul tău, părintele tău duhovnicesc îți spune niște lucruri. Iar tu trebuie să le faci cu deplină convingere ca să ajungi la rezultatul acela, pentru că rezultatele sunt oarecum invers față de ceea ce știm noi în lumea aceasta concretului. Pentru telespectatori de pe coperta 4, dau citire, Corpus Hermeticum conține tratatele de bază ale tradiției trismegiste, care se presupune că au fost redactate în Egipt cu aproximativ între secolele 2-3 înainte de Hristos. Textele provin din același cadru, să spunem, religios și filozofic, care a produs neoplatonismul, creștinismul și gnosticismul, avându-și rădăcinile în impactul dintre gândirea platonică și vechile tradiții ale Orientului elenizat, adică acolo unde cultura elenistică și-a făcut loc. Hermes Trismegistos, cel de trei ori mare, supraintitulat, poseda cunoașterea a trei părți din înțelepciunea întregii lumi și, foarte pe scurt, alchimia sau lucrarea soarelui, astrologia, lucrarea lunii, teurgia, magia sau arta lucrărilor divine. Foarte pe scurt, ce înseamnă aceste trei, să le spunem, trei părți din înțelepciunea de la vremea respectivă, din înțelepciunea lumii? Erau trei puteri, să le spunem în termeni așa, oarecum moderni, preluați din hinduism. Trei puteri. Prima putere este înțelepciunea. Înțelepciunea prin înțelegere. O înțelegere profundă a lucrurilor vine în capul unui om iluminat, cel care a trăit întâlnirea cu lumina lăuntrică. Înțelepciunea înseamnă o armonie cu întregul, cu altfel de definiții decât cele din filozofie. Aceasta căutau vechii greci. Căutau înțelepciunea, nu căutau filozofia, adică această filozofare care se întâmplă acum. Și filozofia a ajuns într-un stadiu corupt în raport cu începuturile. Pur și simplu ei căutau înțelepciune. A doua putere era o putere sufletească. Deci prima putere este o putere spirituală. A doua putere este o putere sufletească. Dacă vreți așa în cuvinte puține, ar fi iubirea.
iubirea aproapelui, dar inclusiv iubirea dușmanului, inclusiv o iubire presupune compasiune, presupune iertare, presupune empatie. Da, empatie. Sunt multe atribute în subsidiar. Presupune toleranță, îngăduință. Deci acesta ar fi o putere sufletească. În suflet se dă bătălia omului. Între spirit și materie nu există chiar așa o lucrare prodigioasă. Pur și simplu există și o bătălie acolo. Tot acest teritoriu numit universul psihic se naște în urma acestei bătălii. Cea de-a treia putere ar fi chiar puterea de a, în plan fizic, deci în plan spiritual, în plan sufletesc, în plan fizic, acțional, ar fi chiar puterea de a determina evenimentele. Iată cele trei puteri spuse succint așa. De ce avea putere să determine evenimentele? Pentru că el știa, vrea și putea. A știa, vrea și a putea, cele trei verbe care împreună pot determina schimbările pe care le preconizăm. El vedea cu ochiul minții aceste schimbări, avea înainte vedere, era vizionar, era Prometeu, nu era Epimeteu. Prometeu vedea înainte, Epimeteu, fratele său, vedea împrejur. Adică în plan orizontal, celălalt vedea înainte. Și în ortodoxie este vederea duhovnicească. Este o previziune, o prevedere. Vedea, avea elanul animant să ducă la îndeplinire lucrurile, putea să adune în spatele lui forță umană care să construiască și, în sfârșit, avea dinamism, adică mergea în direcția valului, mergea odată cu valul, nu mergea în contracurentului. Cam acestea erau, să spunem așa, cele trei puteri zugrăvite într-o formă ad hoc aici, la emisiune. Discuția, oricum, este mult mai lungă decât ce putem rezolva aici. Corpus Hermeticum, textele fundamentale și învățăturile tainice de inițiere în hermetism, Hermes Trismegistus. Numele de însuși Hermes, cărți sacre ale nemuritorilor, aceste texte reprezintă baza hermetismului, a cărui esență este corespondența dintre macro și micro cosmos, această unitate formată din părți interdependente, aranjate într-o paradigmă aparte, între care există raportul de atracție și respingere. Vechi de aproape 2000 de ani, ecletismul intelectual al ideilor din Corpus Hermeticum rămân până astăzi codificat în ADN-ul civilizației europene, făcând, domnule profesor Zecheru, bine referire la cultura europeană occidentală. Iată o carte pe care vi-o recomandăm, dragi spectatori, cu mare drag, Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistos, în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald. O colecție foarte interesantă și relativ nouă în portofoliul editurii Herald, care mai cuprinde miturile lui Isis și Osiris, mitul lui Iștar, misteriile egiptene, iată influența elenistică asupra culturii egiptene. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și în această după-amiază la Oameni și Cărți, vorbind despre un subiect interesant, Corpus Hermeticum. Cartea o găsiți, bineînțeles, pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, și nu uitați de campania autobiografii care te dezvoltă până pe data de 10 mai. Toate cărțile din colecția Autobiografia le găsiți pe site-ul editurii Herald cu o reducere de 40%. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ne vom revedea cu siguranță pe un alt subiect, la o altă emisiune, tot aici la Canal 33, la emisiunea Oameni și Cărți. Dragi spectatori, noi până data viitoare vă spunem la revedere, ne vom întâlni ca de fiecare dată, vineri la orele 17, tot aici la Canal 33, la emisiunea Oameni și Cărți. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare, lectură plăcută, să citiți și să fiți iubiți. La revedere!
La revedere! În materialul prezent vom vorbi despre afecțiunile reumatice și despre cum puteți să diminuați durerile zilnice chinuitoare care vă fac viața un calvar. Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu un produs complex și echilibrat destinat durerilor reumatice, articulații și oase. Emulgel Curcuma, compus din extract de curcuma sau turmenic, extract de boswellia serrata, extract total de albine, inclusiv venin de albine, extract din rădăcini de hrean, ulei de fructe de fenicul. Un produs cercetat și elaborat în laboratoare românești. Reumatismul sau bolile reumatice sunt boli inflamatorii cronice și dureroase, care afectează oasele, articulațiile, mușchii, tendoanele și ligamentele. De asemenea, reumatismul poate afecta și organele interne, inclusiv inima, rinichii, plămânii sau pielea. Umflarea, roșeața, rigiditatea, căldura și durerea sunt simptome de inflamație specifice bolilor reumatice. Profitați acum de oferta noastră extraordinară! 3 flacoane cu pompița câte 100 de grame fiecare, în total 300 de grame de emulgel la doar 169 de lei cu TVA inclus. Redus de la 297 de lei. Economisiți acum 128 de lei. Și pentru cei